Complexul de servicii sociale pentru copii din municipiul Drobeta Turnu Severin va intra într-un amplu proces de reabilitare după ce obiectivul a primit finanțare europeană prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Astăzi, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, alături de directorul de GASPC Mehedinți, Adrian Bidilici, au mers în cadrul complexului pentru a prezenta proiectul. Domnul președinte, după cum știți, acesta este complexul ce urmează să fie reabilitat. Ceea ce vedem, de fapt, acum este partea pe care știți că am reabilitat-o pentru centrul de zi. Adică noi până acum am încercat să ne mai gospodărim așa, să mai încercăm să mai facem mijlocuri de întreținere. Ce mă bucur este că va fi o premieră. Este pentru prima dată când complexul ăsta de servicii va intra în reabilitare serioasă, în reabilitare aprofundată, să spunem. Mă bucur că și voi la DGSPC ați început să simțiți așa gustul proiectelor pe fonduri europene. Contractul de finanțare a fost deja semnat de Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și are o valoare de 10.999.942 de lei. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a susținut întotdeauna structurile din subordinea Consiliului Județean Mehedinți. Tocmai de aceea a atras mereu fonduri europene pentru a reabilita toate clădirile instituțiilor publice. Faptul că este imperios necesar să accesăm fonduri europene și să le accesăm pentru a reabilita și moderniza toate clădirile pe care le avem în domeniul public al județului, fie că sunt în administrarea Consiliului Județean Mehedinți, fie că sunt în administrarea DGASPC Mehedinți, o instituție care tot de Consiliul Județean Mehedinți aparține. Suntem astăzi la Complexul de Servicii Sociale, care este în administrarea DGASPC, pentru care recent s-a și semnat contractul de finanțare prin PNRR, valul renovării, componenta 5. Contractul vizează renovarea și creșterea eficienței energetice a complexului de servicii sociale pentru copii din municipiul Drobeta Turnu Severin, în care funcționează mai multe centre ale DGASPC, între care și Centrul pentru Copii cu Dizabilități Speranța. Mă bucur și pentru faptul că mai au încă 3 cereri de finanțare aprobate tot prin PNRR, urmează ca în perioada următoare să se semneze contractele de finanțare și nu am decât să-l felicit pe domnul director executiv Bidilici Adrian și pe colegii lui din DGASPC pentru faptul că au reușit până la urmă să prindă gustul fondurilor europene, să se inspire de la Consiliul Județean Mehedinți, care în exercițiul financiar trecut a accesat fonduri europene pentru multe proiecte, pentru multe imobile și era neapărat nevoie ca nu numai pentru acest complex și pentru alte imobile de la DGASPC să se acceseze fonduri europene. Consiliul Județean Mehedinți a sprijinit încă din primăvara acestui an inițiativele de DGASPC de a depune cerere de finanțare prin PNRR. Am alocat banii necesari pentru întocmirea documentațiilor tehnico-economice, astfel încât să se poată depune cererile de finanțare. Am încheiat parteneriate cu DGASPC pentru că și în cazul de față suntem într-un parteneriat cu DGASPC Mehedinți, vorbind o valoare a proiectului de 12 milioane de lei, din care Consiliul Județean Mehedinți, așa cum și-a asumat prin acordul de parteneriat, va suporta tot ceea ce înseamnă cheltuială neeligibilă într-un cuantum de aproximativ 1.100.000 de lei. În ultimii ani au fost depuse mai multe cereri de finanțare pentru obținerea fondurilor europene în vederea reabilitării acestui complex. Acolo se află copii cu probleme grave de sănătate, care au nevoie de un mediu propice și prietenos pentru a suporta mai ușor dificultățile în care se află fără voia lor. Directorul DGASPC Mehedinți, Adrian Bidilici, a ținut să sublinieze buna colaborare dintre DGASPC și Consiliul Județean Mehedinți, care a sprijinit mereu instituția, iar fără acest sprijin din partea președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, aceste proiecte de reabilitare nu ar fi fost posibile. Complexul de servicii sociale este structura cea mai mare, să spunem, din subordinea DGASPC Mehedinți. Tocmai de asta, cum spuneați, da, putem spune că este și un motiv de mândrie că, în sfârșit, reușim să reabilităm niște centre. Într-adevăr, avem contractul de finanțare semnat deja pentru clădirea pe care o vedeți în spatele meu. Avem încă 3 cereri de finanțare până la acest moment, evident, adică 4 centre din subordinea DGASPC Mehedinți vor intra în reabilitare. Nu că este nevoie, este foarte mare nevoie, pentru că lucrări de anvergură la centrele rezidențiale din subordinea DGASPC Mehedinți nu s-au mai făcut de multicel. Nu s-au făcut și pentru faptul că, într-adevăr, nu au fost deschise axe pe fonduri europene, nu a fost această posibilitate.
Ori în momentul în care a apărut această posibilitate, evident că nu puteam să stăm cu mâinile în sân. Avem o relație foarte bună cu președintele Consiliului Județean, cu instituția în general. Ne-au sprijinit în tot ceea ce a trebuit să facem pentru a depune aceste proiecte pe fonduri europene, pentru că fără sprijinul ordonatorului principal de credite nu puteam să facem toate aceste lucruri. Avem, din fericire, un președinte care știe ce înseamnă fondurile europene, care este preocupat de fondurile europene, așa că a fost foarte simplu să înțelegem cu toții prioritățile de GSPC Mechedinți din acest punct de vedere. În cadrul proiectului se va face o amplă reabilitare, se vor schimba toate instalațiile, electrică, sanitară, se vor monta pompe de căldură, imobilul va fi recompartimentat și va fi anvelopat termic.